Bună, dragii mei, bine v-am găsit la un nou video. Vreau să vă zic că acest intro îl filmez la un an și aproape două luni de când am cumpărat mașina de spălat ce urmează să o prezint, pentru că nu am găsit efectiv timp și n-am avut nici chef să editez. Da. Așa că după un an, mai bine de un an de când avem mașina de spălat, mini mașina de spălat vase, mă declar sau ne declarăm total mulțumiți, atât eu cât și soțul meu și chiar și cumnații noștri de la București, care și-au luat și ei la ceva timp după ce am cumpărat-o noi și sunt mulțumiți, au doi copii și o folosesc chiar mai des decât noi. Noi folosim mașina cam o dată pe zi, maxim o dată pe zi. Da, o dată pe zi. Așadar, urmează să vedeți o filmare destul de detaliată despre mașina de spălat vase de la Klarstein, o mini mașină de apartament micuț, de bucătărie micuță, să zic așa. Vă prezint întâi motivele pentru care am achiziționat-o și urmează să vă las cu prima noastră experiență cu ea, prima noastră spălare, să zic așa. Sper să vă placă video, să fie informativ. Dacă da, dați un like, un subscribe și eventual poate vedeți și celelalte videoclipuri. Așadar, de ce am ales această mașină? Ei bine, pentru că nu avem suficient loc în bucătărie, pentru că mobila este deja montată de mulți ani de zile, o mobilă, nu știu, are deja vreo 7 ani, sau mai bine, sunt mai bine de 7 ani de când locuim aici. Și n-am vrut să mai stricăm mobilierul, v-am spus, loc prea mult nu am aici în bucătărie, vedeți că sunt chiar în bucătărie. Și am zis că vrem o mașină de spălat să o poziționăm undeva deja pe blat, să nu trebuiască să fie neapărat racordată la apă sau la canalizare, dar aceasta poate fi și racordată și neracordată, veți vedea voi în filmuleț. Să fie cât de cât compactă, să nu ocupe mult loc. Și portabilă, veți vedea că poate fi folosită la case de vacanță, deci putem să o luăm cu noi dacă mergem la țară, cum se zice, și nu vrem să spălăm vasele, sau la un grătar, mă rog, dacă mergeți undeva cu cortul și stați mai multe zile, pentru că nu este foarte grea, are 14 kg și are un rezervor în care se pune apa, deci nu trebuie să o racordăm pe niciunde, ca să zic așa. Dar o să vedeți tot în filmare. Ce să vă mai spun despre ea? Că spală 360 de grade, adică țâșnește apa aceea din toate direcțiile, că are vreo 6 programe, are și program eco, are și program pentru pahare, are și program pentru bebeluși, pentru spălat, știți voi, biberoane și toate cele. De spălat fructe, mă rog, și alte câteva cabluri, este LED, programele am spus. Vă mai spun despre cablu de alimentare, da? Deci cel care intră în priză, 130 de centimetri, e ok. Și să mai știți voi că a fost cam 15 milioane, atât a dat soțul pe ea, dar cred că a luat-o, așa mi-amintesc, deci 15 milioane a dat, dar a luat-o cumva de pe OLX și cred că a fost sigilată, asta știu sigur, dar cred că ea în magazin e mai scumpă, parcă mă uitasem eu și ajunge la 18-20 de milioane vechi, 2000 de lei, nu știu, sigur, dar oricum noi am dat 1500 de lei. Bineînțeles că are și niște minusuri, dar cred că toate, are rău să aud o ambulanță, noi stăm chiar lângă spital. Are și minusuri ca oricare altă mașină, probabil, nu se recomandă spălarea argintului, a lemnului, obiectelor din argint și lemn. Și mai sunt și unele sticle care se pot mătui, deci nici pe acelea. Da, super important. Are și funcție de uscător, dar probabil toate au. Adică le găsiți deja uscate după spălare. Nouă ne place super mult, e așa drăguță și micuță și pare ca un șemineu, nu știu, e o prostie. Nu știu, așa ne se pare nouă. Pentru că luminează atunci când îi dăm drumul. O să vedeți oricum toate aceste detalii povestite în filmulețul de atunci și probabil multe, multe alte chestii pe care acum le-am omis, dar am zis să vă fac așa o scurtă prezentare. Așadar,
mersi de vizionare și sper să vă placă. Nu știu, dacă mai aveți întrebări, puteți să le scrieți în comentarii și când văd, voi reveni. Mersi și dacă vă place, like și subscribe. Vă las cu mașina de spălat, mini mașina de spălat vase Clarstyle. Pupici! Bună, dragii mei! În această zi ploioasă m-am gândit să vă prezentăm mașina noastră de spălat vase. Este cel mai nou membru de electrocasnice al familiei noastre, să zic așa. Am cumpărat-o acum gen 2 săptămâni și o folosim, cred că, o dată pe zi. Este o mașină, o mini mașină de spălat vase. Vedeți că este poziționată pe mobilă, deci nu în mobilă. Și este ideală pentru noi, adică pentru 2 persoane și un bebeluș. Pare rău că lumina nu este foarte bună. Nu, mai bine așa. Deja am avut un ciclu la spălat, să zic, de fapt a rămas de aseară, dar o să pun să vă arăt cum funcționează și o să vă țin la curent, să zic așa, pe parcursul ciclului de spălare și o să vă spun toate informațiile necesare despre această mașină de spălat. Este destul de spațioasă, să zic. Deci chiar pentru 2 persoane și un bebeluș, pentru care și ciclul de spălare pentru bebeluș are un program special pentru biberoane, este super. Nu suntem chiar mulțumiți. Să vă arăt și în interior, acum goală. E drăguț, drăguț compartimentată. Pentru tacâmuri în partea asta superioară. Opa. Da. Aici punem farfuriile. Putem aici un tocător, nu știu dacă avem. Tot așa are pinii ăștia. Pahare, zona de pahare, nu știu, și alte chestii ce trebuie igienizate, să zic așa. Mai vine însoțită de un suport pentru biberoane și se atașează aici. Iar în interior putem vedea de unde pornesc jeturile, deci de aici, vedeți, jos, are și sus. Undeva de acolo. Este super pentru că este geamul, este geam pe ușă și vedem tot procesul. E super drăguț, luminată, e minunat, chiar e satisfăcător să te uiți așa în timp ce spală tot ce ai pus înăuntru. La rotița aceea care se desface, se pune sare pentru dedurizarea apei în funcție de cât de dură este apa folosită. Iar de aici se desface filtrul acesta, îl vedem, care filtrul ce trebuie și el periodic igienizat, mă rog, curățat, pentru că mai rămân resturi de alimente, resturi alimentare și trebuie curățat. Dacă folosim un ciclu scurt de spălare, cel de 30 de minute, punem pastila direct pe el, mă rog, pe aici. Iar dacă nu, dacă folosim celelalte programe, pastila se pune aici. Legat de dedurizare și așa, noi nu ne-am mai complicat, pentru că trebuie să cumperi sare de dedurizare și etc. etc. Alte recipiente, alte griji. Așa că noi folosim o pastilă de la Finish, deci pastilele de spălat de la Finish, care sunt 6 în 1 sau ceva de genul ăsta. Un pic mai scumpe, dar la ofertă găsești un raport calitate-preț super, sub 1 leu pastila și e mai bine așa decât să mai umplem cu tot felul de substanțe mașina de spălat. Mașina a mai venit cu niște accesorii. Pâlnioara aceasta pentru sarea de dedurizare a apei.
suportul pentru biberoane și accesorii de biberoane, care se introduce acolo în interior, într-o parte. Și furtunul acesta pentru racordat la apă, cred. Da. Dar noi nu avem racordată. Și pentru că ea are și un program de spălat fructe, ceea ce mi se pare destul de grozav, dar încă nu l-am folosit, are și coșul acesta pentru fructe. Și o să vedem în continuare, vedem aici programul de spălat fructe, biberoane, opa, pentru pahare și vorbim după ce încărcăm puțin mașina despre ce urmează să facem. Putem vedea la spate de unde pornește furtunul de evacuare a apei. Aici sus avem rezervorul în care se pun cei 5 litri de apă și avem și filtrul deasupra. Punem apă în cazul în care nu o racordăm direct la chiuvetă. Mă rog, la un robinet, dar noi nu o racordăm. Și aici vedeți furtunul. Eu îl pun direct în chiuvetă. Furtunul, da? Și evacuează apa în chiuvetă. Câteva vase murdare pe care le vom pune la spălat, cred, o mare parte din ele. Bun, am încărcat mașina. Nu am avut foarte multe vase murdare, dar chiar vreau să fac acest filmuleț astăzi, pentru că altfel mie că nu mai reușesc. Folosim aceste pastile minunate de la Finish, All-in-One Max. Sunt un pic mai scumpe decât cele clasice, să zic așa, dar nu mai trebuie să folosim sarea aceea de durizare. Deci se scoate pur și simplu pastila. Eu am vrut să fac să fie mai ușor. Nu, are o folie, dar nu se dă jos, arată pe pungă. Și pentru că folosim ciclu scurt, o vom poziționa aici direct pe filtru. Închidem și o să încărcăm apa, după care o să vedem ce program alegem și vă prezint și programele. Bip. După ce am pus pastila, am pus apă, am asigurat furtunul în chiuvetă, da, să se scurgă apa, dacă nu avea racordată, dar nu avem, urmează să-i dăm drumul propriu zis. Noi o să optăm pentru programul 2, cel de o oră, pentru că cel de 2 ore 40 este prea lung și oricum nu avem așa multă încărcătură murdară, să zic, da? Vreau să vă vorbesc puțin despre programe. Sunt desenate, să zic, nu e ceva foarte greu. Avem și un program de fructe. Avem programul pentru spălat biberoane și pahare, care sunt cu abur suplimentar. Aici vedem aburul. Da? Și putem din primul buton se selectează programul. Noi avem programul 2 de o oră. Programul 3 ar fi de 29 de minute, un program foarte scurt. Programul 1 este cel lung, de 3 ore arată. Nu este de 2.40, nu știu de ce arată de 3. Are extra uscare aici, deci se poate și extra uscare. Și noi mergem la programul 2. Da, acesta este. Cu uscare normală, că nu ne interesează nu știu ce. Avem selectată uscarea, pentru că se poate și fără uscare. Iar acest buton ar putea să, mă rog, deci prin butonul ăsta să amânăm pornirea, gen dacă vrem să pornească peste o oră, nu știu, plecăm în oraș și vrem să fie gata cam când credem noi că ne întoarcem, apăsăm, selectăm, nu știu, să pornească mașina peste 2 ore, pornește peste 2 ore și bla bla bla. Programul economic, avem tot felul de minuni acolo. Bun, deci programul 2 dăm de aici, da?
S-a luminat. Așa mult îmi place, mi se pare așa, parcă ar fi un cum îi zice, cu foc, un șemineu. 5 minute s-a aprins după pornirea programului. Deci stă 5 minute aprins. Și apropo, că a prins oricum de la butonul de direct. Poți să aprinzi oricum lumea. De aici, da? Intră apa în ea. În dreapta pastila. Wow! Acesta este sunetul de curat, să zic așa. Este prima noastră mașină de spălat, vase. Și chiar ne gândeam să o luăm cu noi și la țară, să zic așa, pentru că dacă facem un grătar, rămân foarte multe vase de spălat. Nu are ea capacitate foarte mare, dar e ok. Ca și dimensiuni, mă gândeam să vă arăt dimensiunea pe lângă o sticlă de apă carpatică de 1,5 litri. Și uite, pe lângă o sticlă de ulei, de 1 litru. Cam atâta este de... Și așa. E tare drăguță, înserează și ia să sting și becul puțin. Să vedem cum se vede fără ea. Am stins lumina și hota. Pe întuneric aproape. Aproape, că mai e un pic de lumină de afară. Vreau să vă arăt acest manual ce însoțește mașina, unde prezintă efectiv foarte bine cum se montează tot. Cum se toarnă, vedeți acolo, sarea. Nu este ceva complicat. Cutia, să știți că a cărat-o soțul meu singur pe la etaj, deci pe scări. Pentru fructe, pentru pahare, programele, deci nu e ceva complicat. Putem observa, la minutul 48 suntem acum, lumina este stinsă acum. Și o să revin spre final să vă arăt și ce a rezultat. Nu uitați, dacă vă place acest video, să dați un like, un subscribe, să mă încurajați, pentru că nu este chiar foarte ușor să faci videouri, mai ales când ești un bebe mic ce nu înțelege că nu poți să-i acordi atenție totală. Sunt 38 de minute până o să vedem rezultatul final și priviți spuma. Te dăm minunata spuma. Urmează să se încheie. Hop. Mai aruncă ultima dată apa. Toarce ca un motănel răgușit sau înfundat. Gata, apare end și se aude un ventilator, cred, nu? Ca și la cuptoare. Deci dacă nu deschidem, merge ventilatorul. O să deschid ușa, dar nu ating ce avem înăuntru, pentru că este fierbinte. Gata, mamă, miroase așa fain.
miroase foarte plăcut. Nu știu ce să scot. Vreau să vă arăt cât e curat. Dragii mei, vă mulțumesc că ați ajuns cu vizionarea până la final și vă invit să vedeți și celelalte videoclipuri de pe canal. Vă pup și o zi mișto de tot! Pa, pa!